Bună ziua, telespectatorilor, să rămână mamă! Am aici cea mai nebună după sport. Sport.ro. Sunt Adrian Văncică și domnul nu mai contează. Mihai Rait, sunt și eu cu voi aici, am pierdut microfonul. A avut și el microfon, de el l-am aruncat. Cum îi dai microfonul, cum începe să vorbească urât? Bună ziua, doamnelor și domnilor, încă o dată și bine v-am găsit la Cluj. Bine ați venit la... Red Bull Softbox Race! Bun! Haideți să începem. Trebuie să știți că vor urca pe rând mașinile. Cum este împărțit? Vă prezentăm echipa. Echipa ia note la următoarele lucruri. La cum arată mașina, cât de frumoasă, cât de rezistentă. Doi, la creativitatea echipei, pentru că înainte de start fiecare echipă trebuie să danseze, face un dans. Dansul bradului, dansul pomului, dansul ploii, fiecare echipă cât de inspirată a fost, da? Și viteza, pentru că suntem totuși la o cursă și trebuie să știm. Avem un cronometru care pleacă în momentul în care se dă startul. Ladies and gentlemen, are you ready? Zi. Ladies and gentlemen, from Bucharest, o echipă care nu va rula pe pistă, va zbura pe ea. Echipa Miguțu, numărul 1, capitanul de echipă, Soare Ovidiu Mihail, ceilalți membri, Vecu Marius, Briotă Dan Ionel și Ionescu Ionuț. Numele mașinii vine de la senzația aviației românești, Migul 21 și senzația aviației rusești, Mig 29. Într-o combinație explozivă cu cei mai fatali bărbați din București, trebuie să rezulte neapărat Miguțu, numărul 1. Ia uzi, mă, cei mai fatali bărbați din București, vei, dar ce vă, noi am murit, n-am înțeles. Bravo, felicitări. Sunt. Frumos, ia uite, băi, argentiu, super, minunat. Na, nu știu dacă, vino puțin să vezi aici. Rupe micul ăsta, rupe, ia să vezi. Asta, atenție, vă dezvăluire. E o poză cu soacră mea. Nu cred, era tineră? Băi, da, mă, din timpul războiului. Ce, băi, super, ce să povestesc. M-au dat. Bun, tavarșii. Te iau, rusește pe asta. Așa. Băi, frumoasă mașina asta, superbă. Tu ce chiar așa de tare vă plac avioanele? Suntem mari iubitori de avioane. Nu avioanele, micurile. Și ne-am propus ca să zburăm cât mai sus, să ne vadă tot Clujul. Nu știu, ne vedeți ăla Clujul? Ăla e concurs cu zburatul. Nu se aude Clujul deloc. Sper să ne vedeți că o să zburăm cât mai sus. Eu spun că ei vor să te vadă zburând, dar și mai tare vor să te vadă când te prăbușești. E mai bine să îi vedem lipiți de pistă. Să vezi o coreografie frumoasă, yeah. Cu patru băieții, cei mai frumoși Top Gun din Bereceni. Din ce cartier sunt băieții? Colentina de la Vion, yeah, yeah, da, bravo, yeah. Hai, 3, mâinile în sus 2, pentru Colentina, 5. Ce ai făcut, mă? Ia-uzi, da, ia-uzi, Vâncică. De-ar fi să zbor odată pe Migul cel groaznic, am să urc pe verticală până la dracu' praznic. Și de-acolo să spart noi cu un să mă întreb un pic și să bea un chic. Aviația de senzația și de îndreabă să-mi vreau. Aviația de senzația și hai, zburați înapoi, acolo sus! De-ar fi cârciumile toate agățate în nori, ai vedea intrând în ele doar aviator. L-ai vedea și pe ploișteanu de la București, cum ne zice numai noi, mătoarea țigăriți. Sub, băi! Bravo, băi! Ia uite, cum aruncă, cu ce aruncă, cu sutiene? Două ciocani și nu avem în public. Așa a făcut. Bravo! Cine, care dintre voi a... Bravo! Bine. Au ciocane, băieți. Au ciocane. Băi, cel puțin pe muzică, gusturi bune. Foarte bun. De ce să zicem altceva? Nu, super. Și asta a fost zburatul de la luat, vala. Merge. Da. Stă în picioare. Da, au făcut au camigul și totul camigul. Să vedem notele acum. Doi, pilot și copilot. Dar cel de-al doilea băiat, cine e în spate, ce face? Doar stă. Se roagă. Se roagă. E ca la caiac, Vâncică. Notele, stați, nu plecăm, să vedem notele. Notele pentru avionul și ciocanele date în public. 6-9. 6-9. Felicitări. Păi pentru cei mai frumoși. Iată, ce puteau să ia. Nu! A fost o glumă. Ia uite, mă. Bă, ce înseamnă? Aviația de senzația!
Ce înseamnă băieți din Colentina? Ce vorbești? Ce vorbești, mă? Hai, deci primul pilotează și în spate e stewardesa. Da, dați-i ciocane, băieți, hai. Da, să nu-ți face tu probleme. Așa? Fii atent, mă, deci el, el, cel din spate, are o gaură la, aici, în scaun, și îi dă pedale, cele din față. Du-te! Uite, viteză. Deci de aici se reglează viteza. Aici direcția. Hai! Hai să vedem! 2 și... Ia să vedem, zboară! Bă, vin tare, băieți, fii atent! Da! Nu, e... Stau, băieți, bine! Viteză! Viteză există? Și acum decolează la prima trampolină. Ar trebui să... Bă, chiar... Mamă, ce viteză au luat! Ai frânat! Foarte bine, dar ai frânat fix pe linia de sosire. Bravo, băieți! Bravo! Foarte bărbătesc țipătul de luptă. Asta e de pilot? Casca? Nu, combinezonul. Combinezonul, da, păi, a trebuit să fim tot exact. Cât mai frumos, am vrut să zburăm, dar am zis că hai să, așa, pentru public, să o luăm frumos, așa, mai... De ce ați frânat pe linia de sosire, omule? Nu știu, vreau ca să primim fix acolo, așa, să aplaudăm lumea. Doar atât trebuie să știe lumea. Aviația dă senzația! Bravo, aplauze pentru aviatorii noștri! Și ne întoarcem la Vâncică, care ce, mă, lasă-mă și pe mine. Ce, mă? Imediat. Bă, dar nu pot să stau și eu să vă repede pe mine. S-a terminat. Am văzut oameni care ba s-au dat cu mașina, ba au făcut cu căruța, ba s-au dat pe balu, ba s-au dat cu muștarul, ba s-au dat cu butoaiele de vin, de țuică, de orice, ba s-au dat cu tot felul de mașini inventate. Am văzut astăzi aici la Cluj oameni care au venit, oameni care au fost creativi, care au fost destul de nebuni încât să coboare pe această pantă abruptă cu mașinile lor făcute într-un weekend, într-o noapte sau cine știe când le-au făcut. And ladies and gentlemen, now we present you the biggest winner of this contest. You can see that, Red Bull, yes? Of today, 3 September, in Cluj! Lungeți momentul, da? Red Bull Soapbox Race 2016. Și câștigă. Lasă-mă puțin. Mersi, juriu. Și câștigă o tabără de racing pentru 4 persoane în Austria pe circuitul internațional Red Bull Ring, și anume echipa Miguțu numărul 1. Hai, Miguțu! După ce au văzut filmul Top Gun, băieții din Colentina, băieții frumoși, invidioși, toată lumea, în toată lumea. Aveți ceva să le spuneți? Așa cum v-am spus de la start, aviația dă senzația! Mulțumim frumos! Felicitări pentru Red Bull, pentru toată lumea! O zi extraordinară aici la Cluj, mulțumim foarte tare clujenilor care au venit astăzi aici într-un număr senzațional, care au susținut toate echipele! Felicitări tuturor participanților! Mulțumim Red Bull și ne vedem peste 2 ani la Red Bull Soapbox 2018!